Să avem relații funcționale pe viitor, dacă relația de bază, exact, cu mama și cu tata, exact, relațiile de bază nu funcționează, nu funcționează, corect? Exact. Dacă partenerul sau colegul de birou sau cineva manifestă un anumit comportament vis-a-vis de noi, de cele mai multe ori nu-i bucuros de ce face, de cele mai multe ori nu-i conștient de ce face, doar se trezește în experiență, scoate la suprafață o anumită emoție pe care n-a putut-o controla și atunci ne trezim în divergenții, conflicte și așa mai departe. Eu cu tine împotriva lumii sau doar noi doi pe fața pământului, asta e utopie, nu există. Nu există. Ok. Rațional știm, e bine să te comporți frumos, să vorbești frumos, dar când ai ajuns într-un clenj dintre ăsta foarte puternic, s-a terminat cu toată teoria. Stilul de atașament sunt patru, de exemplu, stilul de atașament securizant, copilul care s-a simțit iubit, strâns în braț, drăgălit, pupat, nu numai seara la culcare. Asta nu știu cam cât din populația țării sau a lumii are, pentru că sunt foarte puțini părinți care cresc copiii conștient. Al doilea stil de atașament este atașamentul anxios. Orice plecare a partenerului îți creează din start neliniște, o neliniște și o suferință. Evitanții sunt adulții care atunci când au fost copii au văzut în familia lor de bază dispute între părinți, certuri, și atunci copilul a înțeles că în relații e multă durere. Și un evitant în momentul în care găsește o relație, în momentul în care găsește iubirea, cum se comportă? Păi cum se comportă? Vrea să fugă tot timpul. Mai avem un atașament, cel dezintegrat, în care copilul poate a avut diverse traume mai profunde. De ce noi considerăm că suntem într-un fel și ne dăm seama, wow, de fapt eu sunt altfel decât am crezut eu toată viața că sunt? Pentru noi credem în funcție de ce avem în conștient, dar de fapt subconștientul este cel care ne dictează viața. Tot timpul avem șanse, datorită neuroplasticității cerebrale, să schimbăm. Dacă exact, într-un maxim de un an nu s-a schimbat nimic, cam aia a fost. Cam aia a fost. Aoleu, cât de complicat. Cam asta e cu relația. Bun. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii Eu Pot, singura emisiune din România, care se concentrează pe relații și calitatea relațiilor. Alături de mine astăzi, doamna Niculina Gheorghiță, psiholog clinician principal. Bună ziua. Bună ziua, bine v-am regăsit. Bine ai revenit la întâlnirea noastră lunară atât de vindecătoare. Astăzi o să povestim despre influențele cu care venim în relații, de oricare ar fi ele. În relația de cuplu, în relația de muncă, în relația de prietenie. Ce înseamnă influențele astea, influențele psihologice, și care e diferența dintre influențele psihologice și bagajul emoțional despre care am mai discutat? Da, bagajele emoționale sunt cele despre care am discutat și sunt partea aceea de rând, de durere, de suferință, de așteptări și așa mai departe. Iar aceste influențe le avem de cele mai multe ori în partea pe care nu o știm, în subconștient de obicei, și venim cu ele și pur și simplu le aducem pe tavă în orice relație intrăm. Deci setările noastre din mica copilărie, exact, așa cum credem noi că așa funcționează lumea, exact, așa e treaba, exact, așa e viața. Sunt influențele despre care o să vorbim astăzi. Da. De câte tipuri sunt influențele astea și cine ni le inoculează? Avem mai multe tipuri de influențe, în schimb o să le descriu pe fiecare. O să începem cu prima și care este cea mai importantă, mama și tata, cei cu care am viețuit în primii 7 ani și avem acolo implementați foarte bine subconștient. Și de aceea eu când lucrez într-o terapie de cuplu cu cineva, nu suntem numai 3 în cabinet, suntem 9. Aoleu! Deci el cu mama și tata lui, ea cu mama și tata lui și eu cu mama și tatăl meu, da? Deci de aceea spun mereu că relațiile sau cuplul sunt niște, cum să spun, formații în care foarte multă complexitate și foarte multe lucruri pe care nu le vezi. Cum este, de exemplu, această situație? Deci eu cu tine împotriva lumii sau doar noi doi pe fața pământului, asta e utopie, nu există. Nu există. Ok. De aceea am vrut să aduc acest subiect în discuție, să putem înțelege că dacă partenerul sau colegul de birou sau cineva manifestă un anumit comportament vis-a-vis de noi, de cele mai multe ori nu-i bucuros de ce face, de cele mai multe ori nu-i conștient de ce face, doar se trezește în experiență, scoate la suprafață o anumită emoție pe care n-a putut-o controla și atunci ne trezim în divergenții, conflicte și așa mai departe.
De ce spun asta? Că mama și tata îi avem foarte bine în subconștient. Noi, creierul uman, funcționează cu anumite, pe anumite lungimi de undă. De aceea, între Michael Tolbach, este un genetician biolog din Rusia, spune că noi avem setat să trăim de 21 de ori câte 7 ani. Asta înseamnă 147 de ani. Sună promițător 147 de ani. În schimb, primii 7 ani, până la 12, dar în special primii 7 ani, sunt ani în care creierul nostru a fost cartografiat. Adică, noi avem în acea perioadă, ni s-a imprimat un filtru emoțional, nu neapărat că cineva a vrut. Așa s-a imprimat, așa ai văzut în casă, așa înțelegi să faci. Între 0 și 2 ani este lungimea de undă theta, delta, între 2 și 5 ani lungimea de undă theta, după care avem lungimea de undă alfa, până la 12 ani, și apoi beta. Deci până în beta 7, e lungimea asta de undă în care funcționăm toți, în care suntem da. Conștienți. Celelalte sunt lungimi de undă hipnotice. Așa că fiecare dintre noi, imaginați-vă că ați fost cu creierul exact ca o cameră la vedere și ați înregistrat absolut tot fără să treacă prin procesul gândirii. Fără că să era... interpretăm. Exact. Pur și simplu am și atunci imprimat. Asta zic eu și asta spun și cercetătorii din neuroștiință, din neurobiologie, de peste tot. Așa se imprimă programele în subconștientul nostru. Și programul cum se manifestă mama și cum se manifestă tata le-am imprimat și cu asta venim într-o relație. Dacă mama sau tata sunt inexistenți, poate au decedat sau poate au părăsit familia, se imprimă inclusiv informația asta în comportamentul viitor al deci copilului? Deci dacă copilul a trăit cu ei până la 7 ani, da. Și dacă pur și simplu tata a părăsit-o pe mama înainte ca el să se nască? A, atunci nu ia decât din gena lui anumite caracteristici, dar nu partea aceasta psihologică. Ok. Da? De aceea noi imprimăm astea în copilărie, iar în momentul în care ajungem adulți, paznicul nostru care este conștiința, evident că ne duce să ne educăm, să schimbăm astea, dacă suntem conștienți, dacă nu, lumea rămâne așa cum a fost imprimată în mica copilărie. Odată ce conținem în subconștient toate acestea caracteristici ale lor și manifestări și comportamente, noi le ducem peste noi, peste tot, în relații și oriunde ne-am duce. De aceea mereu se spune, nu vă mai strădui să schimbați lumea, schimbați-vă voi dacă vreți să fie lumea altfel. Că aici ne referim. Să vedeți lumea altfel, să vedem schimbați-vă lumea altfel. Filtrul, exact, practic, să schimbăm filtrul emoțional cu care am crescut în mica copilărie. Pentru mine această influență este cumva majoră, pentru că nici nu știm de ce mă manifest așa, de ce spun asta. Pentru că tu, poate conștient, când te-ai educat, când ai ajuns mai mare, când ai înțeles că se poate altfel în relații, e bine să fii conștient, e bine să... Rațional știm, e bine să te comporți frumos, să vorbești frumos. Lasă îndelești. Loc de bună exact. Ziua, nu? Dar când ai ajuns într-un clenj într ăsta foarte puternic, s-a terminat cu toată teoria pe care o știi inconștient. Manifesti partea din subconștient, partea de când era... Ce ai văzut la părinții tăi? Și în permanență, orice apare, eu mereu spun și la clienți și la toți cu care mă întâlnesc, ce avem de vindecat și unde avem de lucrat este la relația noastră cu mama și cu tata. Nici o șansă să avem relații funcționale pe viitor dacă relația de bază exact. Cu mama și cu tata, exact. Relațiile de bază nu funcționează, nu funcționează. Corect? Exact. Deci avem de lucru acolo. Să ne apucăm de treabă. Da? De asemenea, sigur, când ați intrat în dispute pentru toată lumea, soțul sau copiii ți-au spus semeni cu mamă ta, semeni cu bunica. Sigur, ați întâlnit toată lumea că acum semeni cu bunica sau acum semeni cu tatătul sau cum. Pentru că scoatem la suprafață exact același gen de manifestare și parcă nu ești tu. Dar ai intrat în zona aia din subconștient și te manifeste exact atunci cum ai văzut pe ei. Asta e prima influență majoră cu care intrăm în relații. Deci, dacă în cabinet suntem 9, în casă sunteți 6, de preferat să fiți 2 reali și că oricum sunteți 6 psihologici, da? Mai avem o influență la fel de importantă pe care o putem cumva schimba sau lucra tot foarte conștient cu noi. De exemplu, atașamentele pe care le-am format în mica copilărie. De câte stilul tipuri sunt atașamente? Da, stilul de atașament, sunt 4 stiluri de atașament după Bobley, dar am să vă spun că el se formează între 0 și 3-4 ani, așa spun specialiștii, și cu ăla plecăm în viață. Deci stilul de atașament, în mod normal, se formează înainte de a intra să dezvoltăm procesul gândirii, care începe de la 4 ani.
Stilul de atașament sunt patru. De exemplu, stilul de atașament securizant, copilul care s-a simțit iubit, strâns în braț, drăgălit, pupat nu numai seara la culcare sau noaptea, ci tot timpul. În orice moment al zilei, ori de câte ori a avut nevoie. Da, pentru că stilul de atașament securizant înseamnă că a avut acces la afectivitatea și căldura celorlalți. Asta nu știu cam cât din populația țării sau a lumii are, pentru că sunt foarte puțini părinți care cresc copiii conștient. Uh-huh. Și atunci e mai greu de definit. În schimb, este un stil de atașament optim și dorit, pe care toată lumea îl dorim. Al doilea stil de atașament este atașamentul anxios. Deci asta ce înseamnă? Înseamnă că în mica copilărie, cumva până prin 4 ani, probabil tu vrei să stai cu părinții sau și părinții plecau de acasă și nu stăteau foarte mult timp cu noi, da? La servicii, cunoașteți. Păi mai ales generația mea, părinții trebuia să plece, mamele trebuia să plece la serviciu, la când serviciu. Copilul avea deja doar 3-4 luni. Evident. Deci până la 4 ani, o generație întreagă, generația cu cheia la gât e exact, cam acolo. Sunt copii anxioși, evident, și... În partea asta de anxios, ce înseamnă? Înseamnă că acest copil, dacă își dezvoltă acest atașament, când devine adult și își formează relații, va căuta relații de care îți devine dependent, să se agațe, să nu-i mai lase să plece. Da? Astea sunt cupluri în care unul e dependent de celălalt. Da? Să fii sigur că stă acolo, că nu mai pleacă. Chiar dacă omul pleacă până la serviciu sau înapoi, da? Partenerul sau partenera. Dar tu ai acea în memoria ta, ai faptul că mama sau tata a plecat foarte repede de acasă și nu i-ai văzut foarte mult timp. Și atunci îți creează acea anxietate. Orice plecare a partenerului îți creează din start neliniște. O neliniște și o suferință. Ăsta este atașamentul anxios rezistent. Mai este un atașament anxios evitant. Evitanții sunt adulții care atunci când au fost copii au văzut în familia lor de bază dispute între părinți, certuri sau ei primeau de la părinții tot felul de corecții dintre astea interesante. Și atunci copilul a înțeles că în relații e multă durere. Ce vrea copilul când va ajunge adult? Să plece departe de relații. Uh-huh. Da? Astea sunt de obicei relații la distanță. Da, așa vă explicați, relații la distanță, unul într-o parte, unul în alta, pentru că evităm relațiile apropiate, pentru că ale apropiate ne aduc suferință. Pe de altă parte, sunt oameni care consideră că durerea e firească, e un proces firesc până să ajungi la iubirea aia ideală. Așa. Și trebuie să treci prin suferință și prin foc și sabie să ajungi la inima celui iubit, pe de o parte, și pe de altă parte consideră distanța ca o piatră de încercare în durabilitatea relației. Da, și au dreptate amândoi. Aia primii sunt cu anxioși, așa? Anxioși rezistenți și astea sunt anxioși evitanți, pentru că, de fapt, ăia care luptă tot timpul și vor neapărat să ajungă, de fapt, lor le este frică că nu vor putea sta în relația aia. Uh-huh. Pentru că iubirea nu trebuie să trecem munții să o găsim sau să ne luptăm nu știu cât. Ea este ceva firesc, care ne vine și o percepem sau o traducem ca fiind ceva firesc, dacă noi am primit de la părinții noștri afectivitatea, dacă am primit atenție, dacă nu, tot luptăm și căutăm ceea ce n-am primit atunci. De asemenea, la cel evitant, asta vreau să vă spun, la cel anxios, rezistent, nevoia lui este, de fapt, de libertate, să se descurce singur, dar comportamentul este de dependență. La evitanți, nevoia lor este de relații, dar comportamentul este că el e liber. Da? Da, e foarte interesant. Trebuie să aprofundăm partea asta. Da, pentru că, de exemplu, o persoană evitantă zice, pe mine nu mă interesează relații, dar e total nefericit singur. Aha. Pentru că nevoia lui este de fapt de conectare. Ceea ce n-a primit de la părinții lui când se certau, când îl băteau, când îl pedepseau, el asta are nevoie de la partener. Da? Și un evitant în momentul în care găsește o relație, în momentul în care găsește iubirea, cum se comportă? Păi cum se comportă? Vrea să fugă tot timpul. Chiar dacă o găsește. El zice, eu o găsesc și părinții mei m-au iubit, dar decât să ajung la certuri, mai bine stăm la distanță. Dar zice în subconștient. În subconștient, nu zice normal. Conștient zice, eu, relațiile, sunt peste tot, eu acolo mă dezvolt, acolo evoluez și așa mai departe. Dar, de fapt, din subconștient lui este foarte frică de relații. De aia să-și numește acest atașament evitant.
Bun. Mai avem un atașament, cel dezintegrat, în care copilul poate a avut diverse traume mai profunde și atunci cumva nu este un, cum să spun, e un pic mai dificil de lucrat cu acești, cu aceste persoane care au avut traume, pentru că el nu știe, ba anxios, ba evitant, ba nu-i niciuna, e așa un pic pierdut datorită suferințelor pe care le-au avut. Ce șanse are un om care suferă de acest gen de atașament să intre într-o relație și să aibă o familie funcțională? Exact. Șansele sunt mari dacă sunt îndrumați de niște specialiști cu care să lucreze pas cu pas, să refacă sau să remodeleze sau să schimbe atașamentul. Singur e destul de dificil doar cu o carte în mână, pentru că e important ca să înțelegi de ce faci așa, e important ca să devii conștient și tu conștient să alegi mâine voi sta acolo, chiar dacă la început îți va fi greu sau mai știu eu cum. De exemplu, un evitant o să fie foarte greu să facă cadouri, pentru că asta înseamnă că ne apropiem sau ceva. Și atunci s-ar putea un specialist să-i spună, exact asta e necesar să faci ca să treci de frica asta. Da? Și când simți că e cineva lângă tine și te susțin în proces, e mult mai ușor decât singur. Deci toată lumea are, de aia e foarte interesant că creierul nostru nu rămâne blocat, așa cum am fost când am fost mici. Deci tot timpul avem șanse datorită neuroplasticității cerebrale să schimbăm conexiunile neuronale. Doar că e necesar, într-adevăr, să ne ducem atenția psihică spre acea direcție. Cât de important e să ne dăm seama ce tip de atașament dezvoltăm noi pentru a-l identifica, nu? Okay. Să-l identificăm, să-l vindecăm să vă dau și să vedem de ce avem nevoie. Da, o să vă dau un exercițiu tuturor care ascultați, că e foarte simplu. O să vă luați așa un spațiu, să nu fie muzică, copii, căței prin jur și stați cu voi așa singuri. Și vreau să închideți ochii și să vă gândiți că sunteți copilul de 2-3 ani acasă la familia de bază. Și vine mama și tata acasă. Auziți cheia cum se bagă în ușă? Și vreau să decelați care este prima reacție pe care o aveți. Săriți în gâtul lor sau vă ascundeți după o masă sau după ceva. Dacă săriți în gâtul lor și stați agățați, nu-i mai lăsați să plece, asta înseamnă că aveți un atașament anxios. Dacă săriți în gâtul lor, îi pupați și după aia vă duceți la jucăriile voastre, înseamnă că aveți un atașament securizant. Dacă vă ascundeți, vă băgați sub masă sau mai știu eu cum, sau vă prefaceți, vă prefaceți că altceva și cu ei n-aveți nicio treabă, înseamnă că aveți atașament evitant. Și dacă plecați în altă cameră, înseamnă că aveți atașament dezintegrat. Mamă, e foarte interesant. Întrebare. De ce noi considerăm că suntem într-un fel? Facem un exercițiu, citim un articol, citim o carte și ne dăm seama, wow, de fapt eu sunt altfel decât am crezut eu toată viața că sunt. Pentru noi credem în funcție de ce avem în conștient. Dar, de fapt, subconștientul este cel care ne dictează viața. Adică după el, după filtrul acela emoțional pe care îl avem imprimat din copilărie. De exemplu, un evitant zice ceva, eu îmi doresc așa de mult relațiile, asta e conștient, asta e cumva nevoia lui pe care s-o manifeste. În schimb, subconștientul îi aduce atâtea experiențe și oameni de care să nu se poată apropia ca să stea la distanță. Adică îl găsește pe unul care locuiește în cealaltă parte de țară, în cealaltă parte de mapa. Și se întâlnesc doar din când în când și e foarte bine. Tot ce este mai mult decât din când în când, îl sufocă pe evitant. Aha. Până când vindecă acel atașament și își dă seama și conștientizează și creează noi rețele neuronale. Pentru că în relații, într-adevăr, putem crește, putem să ne vindecăm și atunci e clar că trebuie să fac un efort să schimb acest atașament evitant prin cunoaștere, prin susținere, prin orice. Evitantul intră în relație doar cu un alt evitant? Nu. Asta e mai interesant. De obicei, ca evitanți, vom căuta anxioși. Subconștientul nostru zice, și ăsta trebuie să vindece, și ăsta trebuie să vindece. Așa că anxiosul va căuta un evitant, la nivel profund, în suprafață, zice că nu. De ce? Pentru că anxiosul are tendința aceea să-l sufoce și evitantul ia imediat la fugă. Da. Evitantul caută un anxios. La nivel profund, pentru că ăsta este cumva mișcarea de vindecare. Dacă suntem doi anxioși, rămân în casă amândoi, nu mai fac niciun serviciu, niciunul treabă, nimic. Dacă sunt doi evitanți, tot la fel, stau și nu mai fac nici copii, nici nimic, că n-au cum să întâlnească se în relație. Se văd în ultimul weekend din lună, da? Când nu se pot face copii, da? Și așa mai departe. Deci, în general, din ce am observat eu și în toată practica mea și din tot ce am studiat,
anxioși și caută evitanții, pentru că evitanții, nevoia lor subtilă este de conectare și anxiosul are nevoie să fie conectat. Și evitanții caută anxioși pentru că evitantul vrea libertate, iar anxiosul, la nivel profund, el de fapt tot libertatea este nevoia lui. Aoleu, cât de complicat e. Deci ăsta care fuge într-un alt, caută pe ăla care să-l lege, care bă, ține-mă aici și vindecă-mă. Să mă vindeci, perfect. Așa? Așa e. Și celălalt, și invers, eu te văd că fugi, dar te țin cu toată forța mea. Ca și ne vindecăm, da. Aoleu, cât de complicat Aoleu. E. Cam asta e cu relații. Bun, dar asta e momentul în care am înțeles și ne ducem să ne vindecăm. Dar dacă n-am înțeles, cam câtă ceartă dacă e în casa aia? Dacă n-am înțeles, e între 3 ani și 100 de ani, cum spune Herbie Hendrix. Lupta pentru în funcție de cât de mult ești disponibil să-i dăruiești celuilalt atenție, trandreții, ascultare și toate nevoile acelea de bază. Bun. Bun. Să mergem mai departe. Mai avem o influență majoră care vine din tradiții, credinții, ritualuri, obiceiuri. Toate astea sunt influențe cu care venim într-un cuplu și, sau într-o relație. Evident, dacă ne întâlnim cu cineva care nu are tradițiile pe care le avem noi sau ritualurile din cultura din care venim, aoleu, atâta-i trebuie, nu? La Crăciun se face așa, la Paști se face așa. Cum? Adică nu. Da? Aha. Și vedeți cam cât de multă dizarmonie poate să apară și acolo, în acea familie, tocmai pentru că unul crede sau pentru unul sunt valoroase aceste ritualuri și obiceiuri, pentru unul nu-l interesează. Da? Vin socrii la masă. El nici nu-l interesează. Dar de ce trebuie să vină? Păi duminică, duminică la prânz. Familia ia masa împreună. Face. Așa se face. La prânz toată familia luăm masa împreună. Dar pe mine nu mă interesează, la mine nimeni nu lua masa împreună duminica. Mâncăm când avem chef, unde vrem și așa mai departe. Doar de aici vă dați seama cam câtă dizarmonie se creează într-un cuplu. Pentru că unul vrea să-și mențină acele ritualuri și obiceiuri, pentru că cumva ăla îl fac să se simtă că este viu și că este împământat în planeta Pământ. Celălalt are cu totul alte obiceiuri și nu înțelege ce e atât o problemă că n-am fost duminică la masă. Da? Deci de aici sunt aceste influențe, sunt cele, de fapt toate ați văzut, aduc dizarmonie și ceartă, dar astea mi se par așa, de foarte multe ori, nefondate. Pentru că ele sunt doar la nivel de valori și culturi cu care și venim. Și la nivel de orgoliu până la urmă. Da, da că exact, la nivel de orgoliu. Cu puțină deschidere e atât de interesant să cunoști noi obiceiuri și nouă cultură, nu? Da, dar pentru asta trebuie să fii conștient, pentru asta trebuie să-i lași spațiu și celuilalt. Pentru asta trebuie să acceptăm că fiecare e unic și dacă el a văzut altceva, va dori altceva. În schimb, tu care ai venit cu aceste obiceiuri, te simți dat deoparte, nu te simți valoros, pentru că alea fac parte din personalitatea ta. Alea fac parte din cultura de unde ai venit. Și din adevărul tău. Exact, în adevărul tău, din valorile tale. Cum? Dacă eu știu că duminica se ia masa, tu îmi zici că nu. Păi nu, că nu mă interesează. Păi și ce familie suntem noi dacă nu te interesează? Dacă toată lumea se întâlnește o parte pe care ai văzut-o din neamurile tale la masă, la prânz, tu vrei ca și pe ceilalți să-i aduci pe celălalt partener ca să fiți în aceeași comunitate. În momentul în care nu mai faci asta, tu ești cam pierdut. Da? Deci totul vine, dar totul vine tot din mica copilării, după cum vedeți. Da. Că atunci când ești mare, tu vrei să schimbi asta. Hai, azi nu mergem duminică la prânz, lasă că hai să fiu după bărbatul meu. Dar tu te simți vinovat. Da? Încep să activezi acele bagaje emoționale. Eventual cu care găsești scuze și spui o minciună. Spui o minciună azi, spui o minciună poi mâine, până când zici, bă, asta e. În schimb, suferința ta este mare, că nu faci așa cum ai venit, așa cum, știi, așa cum simți, pentru că ăsta e adevărul tău. Tu simți că asta e important într-o familie, să se ia masa la ora 2, duminică toată lumea. Am mers cu exemplul ăsta ca să vedeți. Tu simți că asta e important și ăsta e adevărul tău, celălalt nu e ceva important. Da. Da. Deci asta e una dintre... Da, mie personal mi se pare că nu sunt atât de mult dureri sufletești, cum sunt la celelalte, la atașamente și așa, cât sunt a aparține unui grup sau nu. Și atunci, cumva, noi toți care înțelegem asta, important chiar să mai schimbăm. Ia să văd cum e și dacă nu mă duc duminică la întâlnirea de familie. Să văd dacă îmi schimbă cu ceva dinamica cuplului. Da? Pentru că e foarte important să fim deschiși și să acceptăm că se poate și altfel. În momentul în care cel mai conștient din cuplu decide să încerce și altfel, da, iar cel căruia i s-a făcut pe plac nu apreciază, ce se întâmplă acolo? Păi sigur că nu o să apreciezi.
Ce se întâmplă cu acel am făcut totul pentru tine? Așa, da, am făcut totul pentru tine, adevărat. Asta e tot un mit, să spunem așa. Pentru că noi facem pentru celălalt în funcție de ce avem noi conținut ca model de a face pentru celălalt. De exemplu, ni se imprimă de mici, din copilărie, de la școală, de peste tot, că bărbatul trebuie să facă aia, 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 să aducă protecții, să aducă bani, să ofere siguranță și așa mai departe. Asta ni se imprimă. Uh-huh. Sunt bărbați care sunt mai artiști, poate că el nu trebuie să stea neapărat să bată cu ciocanul să aducă bani, poate el trebuie să creeze ceva pentru binele altcuiva, da? Și atunci, noi ca femei intrăm într-un conflict aici, mă, asta e așteptarea ce mea. Ce fel de bărbat ești tu? Ce fel de bărbat ești tu, exact. Iar noi femeile, de mii suntem educate. Femeia trebuie să fie pe locul 2, femeia trebuie să stea la cratițe, femeia trebuie să aibă grijă de copii, trebuie să facă educația, femeia se ocupe dacă se poate și de oferită afectivitate bărbatului atunci când are chef, da? La toate, noi așa am fost educate. Și atunci când bărbatul știe că, bă, așa trebuie să fie o femeie. Cum nu mi-oferi? Eu ți-am oferit totul și tu nu mi-oferi înapoi totul așa cum trebuie să oferă femeie. În schimb, foarte multă lume nu realizează că femeia din ziua de azi nu mai e femeia de acum 50-60 de ani. Femeia din ziua de azi are atâtea multe alte lucruri de făcut. Și bărbații la fel, tot timpul sunt într-o agitație, tot timpul trebuie, pentru că le pleacă cumva nisipul de sub picioare. Nu ai siguranța salariului, nu ai siguranța serviciului și multe, multe lucruri dintre astea. Deci cumva, la nivel profund, ambii sunt în suferință pe tema actuală acum. Și totul pentru tine și în spate sunt acele așteptări. Alea sunt bagajele emoționale. Eu îți fac totul, sigur o să apreciezi, sigur o să-mi facă și ea sau și el ceva. Și când colo nu. Pentru că ăla nu-i telepat, nu-i citi din creierul tău cam ce ar trebui să facă ca să fii mulțumit. Și atunci în relație e foarte important de a pătrunde conștienți când ne adunăm cu un om unic, diferit, ca manifestări, în schimb, în subconștient, cam asemănător, că altfel nu ne atrăgeam. Și că fiecare are modul de manifestare cum îl dorește, cum îl acceptă și cum îl vrea. Dar e greu să accepți asta, da? E greu să accepți și e greu să ajungi la gradul ăla de conștientizare. Da, da. Și de unde vine, exact în tradiția asta, vine totul pentru femeie să fie atât de diferit, da, de totul pentru bărbat? Nu? Da. Tot, da, din tradiție. Păi asta vine din tradiție, din ceea ce ni s-a implementat. Păi dacă tu ai văzut că mama făcea doar asta și tata doar asta, sau vecinii, sau mai știu eu care, societatea mereu o sublinează niște lucruri și așa mai departe, ți-a acolo ți-a intrat. Și așteptarea asta este fără să te gândești vreodată. Sunt foarte multe cursuri de feminitate și de masculinitate. Așa. Zilele trecute citisem o chestie care pe mine m-a frapat foarte tare la un curs din ăsta de feminitate, că femeia trebuie doar să existe, trebuie doar să fie așa ca o boare, ea trebuie să facă doar ce-i place, doar ce simte, pictează, cântă, dansează și se ocupă cu armonia. Nu, și erau acolo foarte specifice. Nu ridici sacoșa, nu duci gunoiul, nu faci cumpărături. Erau, că astea sunt toate atribute masculine. Așa. În 2021, cât de tare ne poate zdruncina modul de a vedea lumea un astfel de curs? Foarte că tare. Că tu te duci cu bună credință la curs și foarte zici, tare poate zdruncina și, în primul rând, să aducă foarte multe dizarmonii. Pentru că, totuși, femeia are și ea niște responsabilități în cuplu. Nu stăm, doar pictăm, doar noi bărbatul acasă, doar n-ai să lași sacoșa acolo. Adică, ideea este să nu facem asta continuu și bărbatul stea doar cu telecomanda în mână. Dar când suntem singuri, nu se poate să ne infantilizăm și să ne facem atât de dependenți de un bărbat. Deci, cumva, din punctul meu de vedere, acest curs te duce la a fi dependent de celălalt. Tu să nu poți să mai faci singur. Nu. Nu-i de dorit să faci continuu asta, iar celălalt nu. Dar, exact cum ai spus, te afectează foarte tare astfel de informații. De aici încep foarte multe conflicte în familie, în cupluri, că am întâlnit și eu foarte multe, că așa am învățat, așa e mai bine să fac, așa nu știu cum, și atunci celălalt sare în cap. Deci nu mai recunosc, cu luat o rază, nu știu ce să fac cu ea. Și pe bună dreptate, omul, mă, dar totuși, nu stai exact pe mine cu toate continuu. Alea, da? Dacă eu nu sunt acasă, te duci și iei o apă într-o sacoșă. Nu e 10, dar e una singură. Adică e necesar să avem un bun simț de la ancestral, cum îți spun, și să decelăm lucrurile astea. Pentru că dacă ești ca o boare, în primul rând tu ca femeie ești anulată ca femeie. Pentru că tu nu poți să faci numai asta. Adică
probabil în curs de feminitate care vrea să distrugă femeia, că sigur nu. Așa pare, sigur adică nu, din ce am citit, nu activează mecanismele, caracteristicile femei. Și de funcționalitate într-o exact. Societate într-o actuală. Într-o societate actuală și într-un cuplu de altfel. Pentru că nu ne-am născut fiecare, tu faci asta, eu fac asta și să vină automat de la sine. Na. Și totuși bărbatul nu trebuie să fie neapărat sclavul și femeia nu trebuie să fie doar regina, că nu există așa ceva. Și nici invers. Și nici invers, da. Uh-huh. Cum ne mai afectează influențele astea pe care le primim? Astea cumva le-am pregătit eu, cele trei majore, și în funcție de ele noi tot ne macină destul de multe cum percepem femeia, cum percepem bărbatul. Exact cum ai adus, asta e tot o influență cu care venim. Uh-huh. Foarte mulți vin din copilărie așa. Unii se mai duc la cursuri să mai învețe lucrurile astea. Pe ce criterii ne selectăm cursurile? Da, bună întrebare. Eu personal vă spun cum fac eu și poate vă ajută. Deci dacă ajung la un curs, prima dată sunt destul de atentă la trainer sau la persoana care exprimă. Și îmi dau seama după dinamica, da, am cursuri în care am stat 5 minute în sală și am ieșit imediat și am cursuri în care am stat 4 zile și n-am ieșit deloc, pentru că îmi plăcea extrem de mult și m-a captivat. E o chestie între asta așa care o simți la nivel energetic, la nivel, nu știu cum să vă explic, dar extrasenzorial cumva, nu e prin rațional. Pentru mine, ochii persoanei care țin cursul și de cel mai mult înainte să caut un curs, prima dată descarc, Google are toate pozele, descarc o fotografie, mă uit la ochi și dacă ochii îmi spun, au strălucirea aia de pasiune, pe mine asta mă interesează, strălucirea aia de pasiune, de viață, atunci înseamnă că este un curs lucrat de persoana respectivă, un curs practicat, adică nu luăm din cărți și punem într-un curs. Uh-huh. Fără să trecem prin filtrul nostru de specialiști, fără să fi citit foarte multe materiale adiacente ca să poți să înțelegi fenomenul. Dar background-ul persoanei, studiile persoanei respective, cât de importante sunt? Astea mai puțin mă interesează. Știi de ce? Pentru că cel puțin acum găsesc atât de mulți specialiști care specialiști doar, pe diplomă. Doar pe act. Dar în realitate, practica face diferența foarte mult. Așa că eu așa recomand. Uitați-vă în ochii persoanei și dacă omul e pasionat, o să se uite în ochii voștri, o să vă transmit acea energie de pasiune și de ceva wow. Dacă nu, o să se uite prin alte părți, pe jos, pe sus, o să aibă privirea mată și nu ne spune nimica. Bun. Cum ieșim din influențele astea? Când ne apucăm de lucru? Da. Suntem deja în relație, suntem deja cu cățel, cu purcel și cu socri, da, da, și cu părinți, da, și cu toată lumea durată acolo. Și ne trezim deodată că doare, da, gata, ăsta e momentul în care mă apuc de lucru. Exact, ajungem într-un moment de criză, într-un moment ori. Și atunci fiecare din cuplu se întreabă, bă, pot să merg mai departe? Pot să fac ceva să putem funcționa? Sau asta e? De obicei, cei care ați avut iubire la bază când ați intrat într-o relație de cuplu, e clar că o să puteți și o să vreți, pentru că atâta timp cât te iei cu cineva din iubire, acolo e mult mai mult decât se poate vedea la suprafață. E o bază atât energetică cât și psihică de siguranță foarte mare, iubirea cu care v-ați unit. Și atunci iubirea aia nu e de dat cu piciorul, ci de văzut unde pot să ajustez, unde pot lucra eu cu mine, unde putem lucra împreună, că se pot merge și la terapii individuale, la specialiști, iarăși vorbim de specialiști, că acum toată lumea face terapii cu oricine. Și în cuplu, ca să vedem cum, după ce am lucrat individual, cum aducem ce am lucrat și să integrăm în cuplul nostru. De aceea, când este o criză, e clar că unul e cel care va zice, bă, hai să facem totuși ceva. Ne certăm ca la ușa cortului aici, ca niște copii. Hai totuși, că suntem maturi, suntem responsabili, avem doi copii de crescut, hai să vedem cum facem să aducem înapoi acea iubire cu care am fost prima dată. Și există niște pârghii de care să ne în afară de iubire? Da. Dacă unul e încăpățânat din cuplu și nu vrea să iasă de sub influența aia, sau care sunt șansele să te vindeci în mediul care te-a îmbolnăvit? Da, bună întrebare. Șansele este doar să ajungi așa într-o supraconștiență și să poți să privești totul din observator și doar să-i dăruiești iubire și să-i spui ok, este într-o scenetă, o să-și treacă spectacolul, eu sunt observator.
pentru a ajunge să fii cu adevărat observator, e necesar ca tu să fii lucrat foarte mult cu partea ta psihică, cu partea mentală, în așa fel încât să poți să-l privești ca într-un spectacol. Mm-hmm. Asta nu e nimic personal. Exact, să nu e personal, exact ce v-am spus la început, nici celălalt nu e bucuros să se manifeste așa. Când vine vocea mamei sau a tatălui și o ia peste el, nici nu știi, n-are nicio legătură cu partenerul sau partenera ta. Mm-hmm. Și atunci asta ar fi soluția ideală, doar că, exact cum am spus, pentru a ajunge aici e necesar să lucrați cu partea emoțională, psihică și mentală, ca să ajungeți într-un echilibru, să puteți privi în observator. Pasul 2 este la specialiști, cum am spus, la psihoterapie individuală și apoi de cuplu, să aduceți împreună ce ați lucrat cu voi și apoi practica, iubirea. Practica și iubirea, dar când cel care nu merge pe calea vindecării și el apasă aceleași butoane zilnic. Da, exact asta discutam de curând la o activitate, când celălalt nu vrea și tot apasă pe butoane, înseamnă că pentru tine e un moment de vindecare mai accelerat. Adică tot tu ești la conștientul, e cel care poate să miști un pic energia asta. Nu înseamnă că stați 30 de ani să poate să miști energia. Uh-huh. Stați și voi câteva luni, un an, maxim. Pentru că restul te îmbolnăvește, exact cum ai spus. Da? Deci îi dăruiești iubire, aduci afectivitate. Dacă mergeți în terapie individuală, terapeutul vă recomandă niște comportamente, îi scrii SMS-uri zilnic, îl îmbrățișezi când vine acasă. Adică poți să faci niște gesturi între astea să vezi, vine sau nu vine. El a rămas cu filmul lui, s-ar putea să aibă o viață paralelă și tu habar n-ai și atunci n-ai ce să-i faci mai mult de ceea ce poți să oferi. Dar e clar că cel care e conștient de aceea spune că ăla treaz, de fapt are mai multă treabă decât celălalt la început. Până să mișcă un pic energia, până să schimbă dinamica. Și apoi s-ar putea să vină și celălalt și asta e mântuirea unul altuia, cum ar veni. Prin susținerea ta și energia pe care o oferi, celălalt poate să vindece și să vină în relații așa cum e bine pentru toată lumea. Voiam să te întreb când e prea mult, dar spuneai câteva exact. Luni până într-un an. Dacă exact. Într-un maxim de un an nu s-a schimbat nimic, cam aia a fost. Cam aia a fost pentru că intrați în acea toxicitate continuă, care tot s-adună, tot pune noroi peste unul, peste altul și e foarte greu după aia să mai stai cu cineva după ce ani de zile s-a făcut această negativitate. Dar asta e important de subliniat, pentru că întotdeauna ai întrebarea asta și întotdeauna ai nostalgia iubirii de început. Da, da, da. Pentru că ți-e greu să lași să plece exact, sau din orgoliu, exact. Oare nu lăsăm să... Nu neapărat, știi din credințe, dintre astea, că până moartea ne va despărți, că dacă la m-am căsătorit... La bine și la da, rău. Da, e tot un mit dintre ăsta cu care venim, tot din influențele tradiționale și culturale. Pentru că atâta timp cât celălalt chiar nu vrea să miște nimica, unde la bine și la rău? Să tragă amândoi în apă, e ca și cum te-ai prins de un bolovan și nu-i dai voi. Cu cât e mai lungă această relație de tensiune și de negativitate, cu atâta e mai dificil și mai toxică și pentru unul și pentru altul. Apropo de influențele cu care venim din familie, nu? Există și ne ducem și influențele sociale. Exact. Bărbatul, pentru că e bărbat, începe să vâneze și în dreapta și în stânga, dar trage acasă, la bază și e normal ca femeia să îi ierte, pentru că și asta e altă poveste. Tot femeia urmit, trebuie femeia care iubește și care e feminină, tot din cursul ăla mă povestesc, că citisem un preambul, ea iartă totul necondiționat, îi oferă iubire necondiționată, nu apleacă o ureche la cuvinte. Adică ea e așa o boare sfântă, iar el face absolut ce vrea. E tot din credințe? Da, tot din credințe. Clar că cine a scris acest curs vine cu asemenea încărcătură. Deci este imposibil să poți să tolerezi la infinit ceva pentru că nu-i faci bine nimănui. Nici persoanei respective, nici tu. Pentru că ierți o dată, de două ori, dar frustrarea aia tot crește în interior. Indiferent cât de boare ești, la un moment dat frustrarea o să explodeze atât de tare încât faci ravagii peste tot. Da? Noi totuși, psihicul nostru e altfel construit decât se expune acolo. Nu ai cum să la infinit să lași pentru că aia nu e iertare, de fapt. Ai porti, folosești de bărbatul ăla, dar n-ai nicio treabă cu iubirea acolo, e foarte clar. Deci nu ai nicio treabă cu iubirea. Adică iubirea e în primă respect, încredere unul în celălalt. Păi dacă am încredere în tine, unde-i încrederea, unde-i respectul, unde-i iubirea?
Da? Deci, din punctul meu de vedere, nu prea există toleranța asta excesivă. Nu e nimeni sfânt, că dacă eram sfânt, nu mai eram aici pe pământ, stăteam în rai, clar. Și atunci, toată lumea avem de vindecat relația cu mama și cu tata. Bun. Care e diferența dintre iertare, eu te iert și îmi doresc să te iert, sau mă las călcat în picioare? Că e o linie foarte subțire. Da, e un fir subțire. E o diferență fundamentală, dar e un fir subțire între ele. În momentul în care te iert, e clar că e necesar să avem o discuție și să punem niște pași concreți. Poți să apară iertarea și pentru că nu neapărat că a fost în alte parte, că ai înjurat aseară sau că ai băut sau că ceva. La orice comportament dintre ăsta destructiv și pentru unul și pentru altul, că nu e numai pentru unul, în cuplu, orice comportament destructiv îl afectează automat și pe celălalt. Da? Și e necesar să luăm atitudine. Dacă nu luăm atitudine, toate alea înseamnă că începi să calci pe tine. Închizi ochii azi, închizi ochii mâine, închizi ochii poi mâine, până pleci dincolo. Cam așa se întâmplă, da? Cu persoanele care închid ochii tot timpul și ele zic că iartă, dar de fapt n-ai cum să ierți. Te macină pe interior. Da, exact. Ierți de suprafață, îi zâmbești, dar înăuntru acum nu știu ce ți-aș face, da? Deci alea toate lasă niște sechele și niște urme foarte mari. Deci în momentul în care aplicați iertarea, așa cu adevărat puteți ierta, e necesar de pornit un nou contract de conviețuire, să spunem, da? Pornim de la zero acum, las totul, dar e necesar ca fiecare să avem responsabilitățile noastre, implicările noastre în cuplu, ce aduc eu, ce aduci tu. Deci cumva se renegociază relația. Nu plecăm așa, gata, l-am intrat, am închis ochii, mâine face la fel, că nu-l ajută cu nimica. Da? Sau pe ea, că sunt în ambele părți să întâlnim situațiile astea. La fel. Ca părinți, cum facem să ne aducem influențele părinților noștri asupra copiilor? Da, bună întrebare. Și într-adevăr, așa se întâmplă de obicei. Noi ducem din generație în generație, până când unul din familie se trezește. Eu așa zic, unul e cumva închizător de karma familiei, să spunem, sau de pineam, pe strămoși. Ne oprim aici. Am văzut asta, dar nu-mi place să manifest, pentru că nici atunci nu mi-a plăcut. Pentru asta e necesar să încep să lucrez cu mine din timp ca să nu mai manifest. Și foarte mulți părinți conștienți în ziua de astăzi pe care am văzut că fac treaba asta, lucrează cu ei ca să le fie bine copiilor lor. Să nu mai dea mai departe acele programe, aceste culturi, acele obiceiuri destructive care te duc la distrugere, pentru că ele poate să aibă un substrat bun. Dar dacă celălalt nu-și dorește, nu duce la distrugerea relației și la orice. Da? Și atunci cumva lucrăm cu noi. Ia să vedem. E ok dacă totuși nu mă întâlnesc, iarăși revin la exemplu cu duminică la masă, cum mă simt? Întâi mă simt vinovată față de cultura de unde vin, după care s-ar putea să ies doar cu ai mei la un picnic și să mă simt foarte bine că mă joc cu copiii, că am timp de ai mei și nu pun de masă, scoală de masă, da? Deci cumva găsesc un beneficiu și dacă n-am fost legată cumva rădăcinal de strămoșii mei, da? În schimb am putut crea aici o altă atmosferă și atunci vezi singur diferența. Pun în balanță. Cum a fost mai bine? E adevărat, ne întâlnim, dar asta îmi creează un anumit stres, fă mâncare, spală, pregătește. Nu ne întâlnim și am timp să mă joc copiii. S-ar putea să, data peste două, trei, nu o să mai fie o problemă că bărbatul tău nu vrea la masă cu familia, da? Înțelegeți? Adică aici e de lucru, dar pentru asta e necesar să intrați în experiențe, în practică, să vedeți cum e. Bun, dar eu mă refeream la modul de a vedea lumea prin ochii mamei. Mama a văzut lumea într-un fel, mi-a transmis mie fix filmul ăla, mi l-a imprimat, eu am dezvoltat un tip de atașament pe care îl translatez mai departe fiicei. Da, ideea, tocmai, eu am răspuns la întrebare, doar că iarăși revin. Da. Ideea era că în momentul în care eu încep să lucrez cu mine, încep să schimb acele tipare pe care mama mi le-a imprimat ca eu să nu le mai dau mai departe. Ok. Da? Aici ajungem. Lucrez cu mine, văd că e ok să mă joc copiii și nu e așa. Mai văd odată, îmi dau seama, ok, deci pot să fac asta. Nu trebuie să-i oblig pe mei să stea la masă tot timpul, pentru că și pentru mine în copilărie a fost un mare stres. Da? Deci inclusiv persoana care lucrează își dă seama că nici pentru ea nu a fost bine obligativitatea aia. Adică găsim știți, tot la nivel psihic, noi trebuie să schimbăm o energie blocată acolo în copilăria noastră. Cât durează să schimbăm un program de ăsta subconștient și să-l aducem în conștient și să-l... Da, specialiștii spun că între 6 și 9 luni de lucru activ, conștient, cu atenție psihică
țintit acolo, durează până schimbăm aceste programe. Și el se poate uita? Dacă păi, nu-l mai lucrezi? Dacă nu-l mai... Dacă, după cele 9 luni, să spunem. Dacă l-ai schimbat, nu mai, păi nu prea mai ai cum. Că dacă ai creat o rețea neuronală, nu prea mai ai cum să-l uiți. Uh-huh. Aia este noua ta formă. Nu mai te duce în aia veche, decât când îi dai iarăși atenție. Și asta e noua ta formă de ființare. Și da? De reacție, pentru că da, dacă te trezești din nou în același film în care trebuie să te duci la socrii la masă duminică, tu nu mai explodezi. Nu mai explodezi, ci înțelegi și treci pe un alt nivel. Așa e. Aoleu, cât de complicată e cu... Da, mereu spun că relațiile și mai ales relația de cuplu e extrem de complicată, provocatoare. În schimb, e varianta prin care ne putem vindeca și dezvolta. Singura variantă. Să fim funcționali și fericiți exact, până la urmă. Sunt și alte variante, dar mai ușor în doi decât singur. Pentru că singur n-ai cu cine să te ceri ca să dai seama ce rană aveai pe acolo, nu? Nu îți dai seama ce atașament aveai. Da. Niculina Gheorghiță, psiholog clinician principal, mulțumim foarte mult pentru informații. Din ce înțeleg eu, dacă suntem evitanți, trebuie să vedem cum facem să ne întâlnim cu anxiosul ăla care să ne vindece și unul și celălalt. Avem șanse să avem o viață fericită, dar numai împreună, pentru că în doi, așa cum spunea și doamna Niculina Gheorghiță, e totul mai ușor și e totul mult mai clar. Până data viitoare, căutați-ne și pe YouTube, și pe Facebook, și pe Instagram. O să găsiți acolo, așa cum spun de fiecare dată, portițe către interiorul vostru, către sufletul vostru și către o viață trăită ușor, frumos și bine.